Salutare! Pentru astăzi am la un fel de review, să zicem așa, un Xiaomi 14T Pro, unde vom discuta despre cum poate să filmeze într-o situație cu lumină scăzută, să zicem așa. O să îl punem la încercare, pentru că pentru mine ăsta este unul din exercițiile supreme, să vezi cum poate să filmeze un smartphone în condiții de lumină scăzută. Dar înainte de toate, te invit să apeși butonul de subscribe și butonul de like și să stai alături de mine și dacă ai vreo întrebare, desigur, în comentarii poți să o adresezi acolo, astfel încât să îți pot răspunde punctual la tot ce vrei să afli. Dacă mai devreme aveam cât de cât lumină, acum am ieșit afară, am fost un pic cu metroul, am avut o zi destul de plină de filmare, însă acum totul e în beznă, să zicem așa. Sunt pe stradă, plouă îngrozitor și mai putem să mai testăm ceva, și anume sunetul. N-am nicio lavalieră pe mine, dar sunt foarte curios să-mi spuneți voi dacă mă aud ok, dacă mă aud bine. Nu de alta, dar în ultima perioadă am observat că la ultimele modele eu folosesc în mod uzual zi de zi și un Xiaomi, mai exact un Xiaomi 14, și am observat că au destul de bine făcute microfoanele, astfel încât poți să captezi sunet și fără lavaliere. Dar, revenind la ceea ce vrem să discutăm astăzi, este despre filmarea în luminozitate scăzută. Eu acum filmez cu camera principală de pe spate, țin cumva telefonul invers. O să încerc să iau un cadru ca să vă arăt și cum țin telefonul. Deci filmez cu camera principală de pe spate, 4K, 60 de frame-uri pe secundă. Pentru că, de ce nu, dacă tot există această specificație și telefonul duce, am zis de ce nu. Și merg pe stradă, beznă destul de multă, adică beznă. Sunt felinarele de pe stradă, dar cu o lumină destul de slabă și lumina nu este, mă rog, luminositatea nu este constantă. Pentru mine, ăsta v-am zis, este un test suprem ca să vă faceți o idee cum poate filma. O să mai revin cu un videoclip și cu o filmare pe timp de zi, cu soare, sper să vină cât de repede și vremea bună ca să pot să fac asta, dar aștept de la voi întrebări cu privire la treaba asta. Bun, acum despre camere. Camerele de pe Xiaomi 14T Pro sunt amplasate într-un modul de 4 pe spate. Mă rog, trei camere și într-un alt segment se află flash-ul, dar eu vă descriu acum ca și design și sunt destul de avansate, pentru că am tot făcut poze, o să vă las câteva poze și pe care le-am făcut zilele astea și fac niște fotografii bune, zic eu. Nu știu ce ai putea să vrei să faci mai mult cu un telefon, dacă mă întrebați pe mine, pentru că un telefon în prezent te ajută să fii rapid prezent pe rețelele de socializare. Ori cu calitatea pe care o poți obține cu smartphone-urile din prezent, nu știu dacă are ceva nevoie de mai mult, cineva nevoie de mai mult. Dacă vrei mai mult, next level, cameră, obiective, chestii genul ăsta. Eu sunt foarte mulțumit de cum au avansat telefoanele în ultima vreme pe partea de camere și pe partea de foto și pe partea de video, dar cel mai mult pe partea de video mă interesează. La fel, eu în momentul ăsta nu știu exact cât de bună este stabilizarea, pentru că este un test pe care îl facem împreună, eu fac treaba asta acum, o să văd la editare, dar este importantă și stabilizarea, pentru că eu nu am un stabilizator în mână, deci simt telefonul direct în mână, așa cum v-am zis că o să vă las și niște cadre ca să vedeți cum țin telefonul și merg pe stradă. Iarăși, pe partea de camere, pe mine foarte mult mă interesează stabilizarea. Pentru că nu tot timpul ai la îndemână un trepied sau o chestie de genul ăsta. Și stabilizarea este asigurată de cele mai multe ori de către partea software. Cât de avansat este software, cât de avansate sunt lentile din spate, dar și senzorul folosit. La 14T Pro
avem colaborarea cu Leica, unde avem o gamă de lentile Summilux și cu treaba asta te-ai cam asigurat calitatea pe partea de foto-video. Dacă ai întrebări cu privire la modul ăsta de filmare, cu privire la calitatea pe care am reușit să o expun eu în videoclipul ăsta pe lumină scăzută, lasă-mi un comentariu și de acolo am să-ți răspund mai punctual dacă ceva n-a reușit să se prind în momentul ăsta pe ploaie, pentru că efectiv plouă în continuu. V-am zis, am avut o zi de filmare, o să vedeți un alt video pe canal cu altceva și am zis că dacă tot am prins momentul ăsta cu lumină slabă, un pic de dificultate, hai să fac și review-ul ăsta pe care mi l-am propus și l-aveam pe listă de ceva timp. Dar, înainte de a închide, vă aduc aminte de butonul de subscribe pe care îl găsiți mai jos și butonul de like, desigur, pentru că mă ajută foarte mult, ca să ne vedem data viitoare. Eu am fost Ionuț și ăsta a fost Xiaomi 14T Pro. Cu el am filmat și a fost despre el, ca să vă faceți o idee de calitatea pe care o puteți obține prin utilizarea acestui model recent apărut, lansat de Xiaomi. Ne vedem data viitoare!